Maestre, eliberați platul. Dar de ce? Pentru că aici urmează altceva, urmează scufițarul și... De asta nu joc tot eu? Nu, stimată maestra, am să invit altă maestră. Dar de ce, mă rog, eu nu sunt bună? Ba da, sunteți bună, dar aveți un stil cam autohton. Se vede că ați jucat mult pe malul Dâmboviții și eu vreau ca opera mea să semene și cu alte maluri. Ce maluri? Sena n-are mal, Tibrul n-are, ca să nu mai vorbesc de Mississippi. Dar și noi aici, mă rog, nu creem? Creem noi aici, dar să semene cu acolo. Ce barbare asta, dacă ar avea atâta minte câtă barbare. Ce-a spus? A, nu, nimic, nimic, nimic. Totuși aș vrea să vă citesc scenariu, vă rog, maestre. Lupu, bună ziua, scufiță roșie. Eu, bună ziua, lupule. Lupu, ce ai în coșule, scufiță roșie? Merinde pentru bunicuța, lupule. Lapte dulce în cofițe, sărmăluțe în foi de viță. Covrigei și zmeurică și ulcior de căpșunică. Căpșunică, vezi? Ia închipuieți acum că invit în acest rol o actriță care se asemene cu acel monstru sacru de Giancarlo Confoco de la Cinecittà. Să joc în genul seniorinei Giancarlo Confoco. Nei Giancarlo Confoco. Bună ziua, scufițe roșie. Ciao, ragazze, come vai? Vai, vai. Ce ai în coșul ăsta? Macarone cu parmigiano, il costoso milanese, una bottiglia de vino rosso grande, Chianti originale. Și unde le duci? Per mia mamma, mamma della mia mamma, una madonna vecchia con capelli bianchi e con biocchi rosso grosso, grande, grande. Capisco? Le duci bunici? Sì, 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 ragazze! Dar nu ți-e frică singură în pădure? Frică, ma perché? Perché, perché la domenica mi lasă sola. Ciao, ciao, bambina, arrivederci, Roma. Fiță roșie, nu vrei să duc eu coșulețul bunicii? Ascolta, tu vuole mi dici con Zaccarello, tu non è lupo, non con grande romario, ma ascoltone, tu sei grande mafioso, carabinieri, io carabinieri, io carabinieri, capo, io sono un biedlu, carabinieri, assassini, allora è da giusto, ascoltone, carabinieri, guardi giù, assassini, Da, da, cred că te apropii de intențiile mele, dar parcă mai potrivit ar fi stilul francez de joc. Mă gândesc la ceva în genul actriței Nitouche de Fla-Fla. Da. Bună ziua, scufițe roșie. Bonsoir, monsieur Leloup. Putem va tu să te vișu. La grand-maman. Și ce ai în coșuleț? Parfum, madame Rocha, e fromage pe le mâini. Și de bău nimic? Adieu, maman. Și nu ți-e frică singură noaptea în pădure? Mais de qui, mon petit? Mais de qui, mais de lup? Mais vous êtes un loup très sympathique. Il est pour Rachel et pas moi. L'amour, redites-moi des choses. Je ne voulais se mettre à se couler une fleur pour bonique. Mais oui, monsieur le loup. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Merci, Beco. Eu nu sunt Beco. Eu sunt lupul fiorosu. Changer le père, da. Comme ça se met en français, la même jamette. Mais autrement, quoi fait, donnez-moi un baiser, monsieur Leloup. Loup, pas de baiser, que mon père de loup, que je me fasse brave, là, je me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Non, e' rău, da. S-ar putea și mai bine. Mă gândesc ceva în genul actriții Mary Far West, de la Hollywood. Facem ca la Hollywood. Bâruiță la poiană, bâruiță, băr, că te ia lupii la goană, bâruiță, băr. Ferop! Te suge... Oh! Bună ziua, scufiță roșie! Așa era, fata la pom? Gata! Aia, mă vede, lăsa! Îi coaște-te? Am întors. Ce cauți aici? Eu căutam o fetiță cu o scufiță și cu coșuleț. Eu sunt?
Oi, ce? Nu, mulțumesc, nu beau timpul serviciului să mă tai. Smog? Smog, de unde smog? Nu vezi că nu mai dau. Kent! Kent! Hipertensiune, viața agitată, stres, nu mers. Păi atunci ce facem? O să mergem să culegem niște florițele pentru bunicul ăsta scufițat. Ok! Oh, yes! Hai yes. Acasă! Merg, gata! Hai cu mine! Scufițele! Dă-mi, te rog, blana înapoi! Sare! Îi fac un cojoc bunicii! Nu e rău, dar cred că cel mai bine ar fi Scufița Roșie și cei 7 samurai.